Hai să spunem că am reușit să oprim acest declin, da? Știu, totuși, există această concluzie în primă fază, dar eu mă gândesc că dacă nu făceam tot ceea ce am făcut până acum, unde am fi fost acum la Tokyo? Da? Deci, în afară de canotaj, care a reușit să-și îndeplinească obiectivul și să îl și depășească puțin, doar scrima a reușit să aducă o medalie, deși celelalte federații sportive naționale din România și-au fixat obiective foarte, foarte clare și, din păcate, nu au reușit să și le îndeplinească. Au timp o lună de zile să facă această evaluare și această analiză foarte serioasă. Putem spera la mai mult de la Paris? Sau să ne întoarcem la un declin? Sau tot acolo, la 4 medalii? Eu spun că dacă am reușit să stabilizăm puțin situația, am avut un lot foarte tânăr, așa cum am spus înainte de a pleca, sportivi care au fost la prima participare la Jocurile Olimpice, Federația Română de Canotaj cu sportivi foarte tineri care vor prinde și Los Angeles 2028. Sunt ceilalți sportivi pe care noi avem în centrele olimpice de juniori și de tineret, sunt acolo peste 800 de sportivi, da? Care sunt în evidența noastră, sunt în finanțare. Sunt toți sportivii de aici care au reușit să câștige medalii la Tokyo, provin din aceste centre olimpice, da? Așa că, dintr-un anumit punct de vedere, lucrurile sunt clare. Rămâne să vedem, exact așa cum v-am spus, ce este de făcut pentru a reuși să câștigăm mai multe medalii. Așa cum am declarat când am plecat, cu mari speranțe, cu lucruri bune în minte, am găsit acolo o competiție extrem de puternică, așa cum de altfel e și normal să fie această ediție a Jocurilor Olimpice. Ne-am propus undeva la 8 medalii. Comisia tehnică a avut dreptate, a estimat un număr de 4-6 medalii. A fost partea de jos estimată, da? Anume 4 medalii. Încă am în cap ultima tușă a Anei Maria Brânză, ultimii metri de la cursa de canotaj a băieților Cosmiuc și Tudosă. Au fost și momente bune, au fost momente mai puțin bune. Per total, suntem mulțumiți de cei care și-au îndeplinit obiectivul. Pe de altă parte, sunt federații sportive care nu și-au îndeplinit obiectivul și mai mult decât atât, nu au reușit să conteze în lupta pentru medalii. Tocmai de aceea am spus că există o perioadă până în 15 septembrie în care se vor face analize și, bineînțeles, că vor fi și lucruri mai puțin plăcute pe care cei care nu și-au îndeplinit obiectivele le vor suporta, le vor resimți. Până pe 15 septembrie, federațiile sportive naționale trebuie să prezinte un raport asupra Jocurilor Olimpice. Ne vom face și noi evaluarea și după aceea vom organiza o conferință de presă în care vă vom informa despre măsuri care se impun și despre cum mergem în continuare. Urmează Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing în luna februarie și, bineînțeles, Jocurile Olimpice de la Paris, care sunt imediat, practic, procedura de calificare, puncte și tot ceea ce înseamnă această desfășurare este deja în început. Un raport între investiții și ce s-a câștigat? Din toate punctele de vedere, da, vom face această analiză foarte, foarte clară la subiect și vom veni și vom prezenta concluziile. Aici vorbim de clasamentul pe medalii și vorbim de faptul că medaliile de aur sunt cele care contează. Ați văzut, primii 10 în clasamentul cupei mondiale sunt, în clasamentul Jocurilor Olimpice sunt țările puternice, țările care de obicei sunt acolo. Această luptă între China și Statele Unite, care în ultimele zile au ținut capul de afiș al Jocurilor Olimpice. Sigur că sunt țări care și-au depășit cu mult obiectivele propuse, da, cum ați amintit aici de Kosovo, de San Marino și de celelalte țări care au reușit să facă o figură frumoasă. Sunt și alte țări care nu au reușit să ajungă acolo unde și-au propus, pe exemplu Spania, da? Dar în continuare
trebuie să vedem ce avem de făcut, așa cum am spus, să facem o analiză foarte clară, pentru că următoarele competiții sunt în desfășurare și nu putem sta pe loc.